Salutare, salutare! Ce faceți voi? Cum sunteți în seara asta? Aici la noi plouă, dar este bine pentru că poți sta în casă, liniștit, și te poți bucura împreună cu familia sau cu prietenii dragi. Așa că în seara asta vin alături de voi cu o prietenă dragă și fostă colegă de facultate. Acum 2 ani am făcut o live împreună în care ne povestea că abia intrase într-o super afacere și astăzi vreau să ne povestească un pic despre ea, să ne aducem aminte cine este și cu ce se ocupă și care a fost parcursul vieții ei până în momentul de față. Așa că, draga mea Andreea, bine ai venit și mă bucur să ne reîntâlnim, chiar dacă după 2 ani facem un live. Cam mult timp ne-a luat să ne reîntâlnim, dar asta este parcursul vieții când suntem mămici și cu treburi și în țări străine și așa mai departe. Bună seara, dragilor! Numele meu este Andreea. Așa cum a spus și Mihaela, am fost colegi de facultate și nu numai, și colegi de cameră în cămin. Ne-am cunoscut în 2009, scuzați, și de atunci am ținut legătura, am fost colegi cât a durat facultatea, da, mama, și am rămas prietene. Așa este acum 2 ani, da, mami, uite aici. Am ales să colaborez cu aceeași companie cu care colaborează și Mihaela. Și ce să vă zic, parcursul meu nu a fost chiar unul foarte rapid în această companie, însă mă bucur de unele rezultate frumoase, mă bucur de o comunitate. Hei, mami! Da, și cu un asistent mai mofturos, că așa suntem noi mămicile, cu asistenți mai mofturoși. Nu a fost un parcurs pe care să-l spun foarte rapid sau un parcurs foarte productiv, însă am învățat că fiecare drum a fiecarei persoane este diferit și poate că Mihaela are o cale mai rapidă spre ceea ce își dorește, eu l-am mai lent. Dar am învățat foarte, foarte multe lucruri și m-am dezvoltat destul de mult în perioada asta. Așa că, Mihai, dacă vrei să mă întrebi eu anumite lucruri, cu mare drag accept întrebări. Sigur, Andreea. Așa cum ai spus, chiar dacă zici că băiețelul tău e mofturos, cu toții avem copii mofturoși acasă, iar această afacere ne dă posibilitatea să facem afacerea de lângă copiii noștri mofturoși și să fim alături de ei chiar atunci când sunt bolnavi, chiar atunci când au probleme sau sunt bucuroși și putem să împărtășim asta cu cei din jurul nostru. Iar tu, Andreea, o faci foarte bine. Chiar dacă zici tu că parcursul tău a fost lent și că nu se văd rezultatele wow dintr-o dată, eu văd în fiecare zi sau când postez, mă uit la tine și văd cât de mult ai schimbat. Din Andreea pe care o știam eu, astăzi văd o altă Andreea. Știu că s-a schimbat ceva în mentalitatea ta. Ce anume? Miha, sincer, zic, nu am schimbat foarte multe. Am învățat să pun preț pe mine. Dacă înainte țin minte și mi-aduc aminte când eram în facultate că mă iubeam puțin mai mult. Puneam un pic mai mult accent pe mine, mă aranjam puțin mai mult. Însă, cu timpul, au început lucrurile astea să se diminueze. Nu, devenind mămică, nu am mai dat așa multă importanță, probabil pentru că stăteam acasă. Nu știu, au fost lucrurile care, cumva, pe parcurs s-au diminuat și nu mai aveam acea iubire de sine. Însă, aici, în comunitate, am învățat că orice mic detaliu pe care îl faci pentru tine și orice mică chestie o faci pentru tine contează pentru tine și pentru mentalitatea ta.
Am avut o perioadă în care m-am simțit foarte singură, deși l-am pe soțul meu și pe băiețelul meu aici, m-am simțit foarte singură și eram foarte supărată tot mereu, pentru că nu aveam prieteni aproape cu care să povestesc. Știi că eu eram tot timpul plecată din cameră la alte camere, la prieteni, la fete de pe palier și tot timpul eram în contact cu oamenii, însă de când am devenit mamă, lucrul ăsta nu mai era la mine. Și atunci, cumva, nu m-am mai simțit la fel de bine. Și cred că faptul că am intrat în această comunitate și am fost tot timpul înconjurată online de persoane, m-a ajutat să ies din acea perioadă de tristețe și m-a ajutat mental să mă iubesc mai mult, cred. Adică, așa consider eu, probabil că pentru alte persoane nu este la fel ca pentru mine, ca cum a fost pentru mine. Știu că tu ești o persoană activă și întotdeauna ai fost extrem de activă și comunicativă și iubeai oamenii și iubești oamenii. Cred că tu ai plecat în Anglia și ai muncit, ai fost tot timpul înconjurată de oameni, iar faptul că ai devenit mămică și a trebuit să stai mult mai mult acasă, dintr-o dată toate s-au rupt, s-au dus undeva și știu că lucrurile astea și mie mi s-a întâmplat, chiar dacă aveam Forever. Lucrul ăsta m-a ajutat enorm, pentru că dacă nu aveam Forever să stau doar zi de zi cu Jovi, fără să am contact cu alte persoane, încep să te îndoiești oarecum de tine și să simți că ceva lipsește. Știu că ai fost și la evenimente. Cum au fost evenimentele pentru tine? Am văzut o diferență între evenimentele din UK și evenimentele din România. Nu am fost fizic la evenimentul din România, însă mi-aș fi dorit, dar aici oamenii altfel se afișează. Nu, un pic, Arthur, un filmuleț care se tot uită. A fost foarte, foarte interesant, plin de inspirație, pentru că am văzut oamenii din UK care sunt în topuri, în topurile companiei și care și-au pus pur și simplu în fața noastră tot ce au făcut ei bine și tot ce au făcut ei mai puțin bine. Și a avut un impact foarte mare. Să înveți de la oamenii care sunt de 30 de ani, cel puțin în UK, de peste 30 de ani, forever. Și am avut ocazia să o ascult pe Jane Leach, care este numărul unu în Number one. lume, da, pentru că noi o avem, câteva filmulețe de ale ei în trainingurile noastre din echipă. Și atunci, în momentul în care am văzut-o live și am ascultat-o și am ascultat interviul pe care l-a dat în momentul în care am plinit 30 de ani de Forever, pentru mine a fost, și asta s-a întâmplat chiar anul trecut, în 11 martie, a fost foarte inspirațional și am realizat că nouă ne este foarte ușor acum. Noi avem online-ul. Noi avem posibilitatea să ne conectăm mult mai ușor cu oamenii din toată lumea, însă ea ne spunea că a fost destul de greu pentru ei. A fost nevoită să plece din Manchester, să vină în Londra la evenimente și venea cu trenul sau cu mașina. A fost nevoită să călătorească foarte mult ca să poată să facă prezentări, să se poată conecta cu oamenii, să-și poată crea echipa. Și ne-a povestit parcursul ei, care a fost unul impresionant și cât de rapid a ajuns ea pe scenele de la alături de fondatorul companiei. Și a fost chiar inspirațional. Sunt super faine evenimentele astea, pe mine mă încarcă de energie și de bucurie și așa îmi dau un avânt să merg mai departe.
Exact. Iar atunci când simți că nu mai poți, îți spune că mai poți un pic. Un Pentru pic. că, da, uneori avem nevoie de un pic, de un imbold. Pentru că cu toții suntem oameni și uneori simțim că o clacăm. Uneori avem nevoie doar de un zâmbet, uneori avem nevoie de mai mult pentru a ne reîncărca. Iar tu știi cel mai bine că în echipele noastre se întâmplă lucruri minunate. Atunci când simți că ai nevoie de un sfat, poți oricând apela la prietenii noștri, pentru că, da, cei din echipă sunt prietenii noștri și ne putem încărca bateriile. E așa și pentru tine? Chiar acum că ai zis de prietenii noștri din echipă, chiar zilele trecute, fetele, colegele mele din echipa mai mică în care eu sunt, ne-au rugat pe cele care putem să le mărturisim cum este să lucrăm alături de ele. Și chiar astăzi am făcut câteva videouri pentru trei fete și mi-am dat seama că sunt persoane pe care simți că le cunoști de foarte mult timp. Chiar dacă tu ai lucrat, de exemplu, de 2 ani eu sunt în echipa asta și am legat câteva prietenii foarte faine, care nu doar când ai nevoie de ceva sunt acolo la un apel, ci indiferent de orice, păi hai, păi astăzi am chef să pur și simplu să vorbesc cu Mihaela, îi dau un telefon. Și am realizat cât de fain e să cunoști o persoană online și în momentul în care o să te vezi fizic, pur și simplu să te duci să o îmbrățișezi, că o știi, nu mai e nevoie să mergi să zici, băi, dar știi, mi-e cam rușine, nu o cunosc, dar tu ai văzut-o online, parcă ca și când te-ai văzut față în față deja, nu mai contează, ai făcut cunoștință cu ea. Când te duci, te duci și iei direct în brațe și oferi îmbrățișarea aia așa călduroasă. E foarte, foarte plăcut. Minunat. E atât de frumos să te ascult cum vorbești și inspiri mulți oameni. Aș vrea să te țin mai mult să ne povestești, dar știu că Arthur te vrea mai mult pentru el, pentru că e normal. Și Giovanna abia așteaptă să fug la ea. Așa că, înainte să ne părăsești, vreau să ne dai câteva sfaturi pentru mămici, pentru că, da, noi mămicile avem nevoie de sfaturi și de încurajări pentru a intra în afaceri, pentru a face ceva în plus pe lângă ceea ce facem de obicei. Să știi că chiar am observat lucrul ăsta, că noi mămicile ne pierdem cumva încrederea și, cum am și zis și eu, mi-am pierdut-o la un moment dat și ne pierdem încrederea și cu greu ne o mai recăpătăm. Lucrăm foarte mult la lucrul ăsta și sfatul meu pentru mămici e să, chiar dacă au o doză de scepticism acolo, o doză de îndoială, să accepte o discuție. Atât, o discuție, pentru că îmi aduc aminte că atunci când tu ai venit spre mine, eu am fost, nu, nu vreau așa ceva. Și după aceea au venit alte persoane care au fost mult mai prezente în a-mi prezenta afacerea și probabil că mi-a fost rușine să le zic nu atunci și de aia au fost mai insistente, să zic așa. Dar să accepte măcar o discuție, un telefon sau să vină la un eveniment și să ia acel lucru de care le face click sau care le sclipește, da, mami, și să se aghețe de lucrul ăla și să analizeze cum va fi pentru ele. Cu siguranță o să fie bine, întotdeauna este bine dacă ne punem focusul spre a fi bine. Așa că o discuție, doar atâta vă încurajez să aveți cu Mihaela și o să fie de bine. Mulțumim! Ești tare drăguță și așa cum le urez tuturor și ție îți urez mult succes și abia aștept să ne vedem la evenimente și offline, nu doar online și să te îmbrățișez pe tine și pe Arthur.
Vă pup, te pup, Andreea, mulțumesc! Eu te pup și pe toată lumea salut, o seară frumoasă și vă îmbrățișăm cu drag!